știu, dar nu merge direcția. Ăși, domnule, merge spre mormânt. Opa! Bă. Ciocăniști spre ciocăniști. Bă, vezi că se ține 270. A murit. Nu! Bat, m-am dus, bat. Băi, Jonule, suntem în rai. Băi, Jonule, suntem în rai. Dacă te-ai săturat să nu ai Windows-ul activat, poți cumpăra de pe SD Keys la cel mai mic preț Windows 10 Pro și pachetul Office. După ce ți-ai activat Windows-ul, poți să-ți alegi ce joc să te joci la cel mai mic preț. Și nu uita să folosești codul AR15 pentru 15% reducere, astfel ajunge la un preț de 13 euro, un preț foarte bun. Link în descriere de la site. Salut tuturor, eu sunt Andrei și m-am regăsit la un nou clip. De această dată ne jucăm din nou City Car Driving și o să testăm mașini, pentru că ultima dată s-au strâns 2500 de like-uri și am văzut că mai vreți să mai facem clipuri. De această dată o să testăm un M8, mașina lui Zed. Dacă nu știi cine este Zed, este un tip care are multe supercaruri. Dorian Popa, mașina lui Dorian Popa, unii 6. O să testăm un Bugatti Veyron și o Dacia Papuc. Suntem alături de Norris din nou, de data asta în formulă la calculator. Omul meu aici cu cronometrul. Cam așa se prezintă la interior. Super, super tare. Și guys, nu uitați, dați-vă acolo pe butonul de like să faceți noi câte like-uri Norris la acest clip, ia zi. Peste 1500. Din nou peste 1500, deci peste 1500 like-uri. Dacă vreți să mai vedeți încă un clip din această serie de testa mașini, M8 ăsta l-am găsit pe workshop, este recent adăugat, este M8 2020. Haideți să vedem cum se duce, o băgăm în întâia și îi dăm bice. Mamă, vezi că se duce tank, ești nebun? E gata? 3, 2, 1 și... Gata! 386. 386? Da. Cam mult. Ok, guys, hai să dăm acum cu top speed-ul, pentru că data trecută am uitat să testăm top speed-ul la mașini. 200... cât trebuie să face? 280. 200... a, nu, că decolez. O, 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 ai văzut cum am trecut pe acolo? 270 aproape. Și guys, am văzut la statistici că peste 76% din oamenii care se uită la clipurile mele nu sunt abonați. Așa că dacă te uiți la clipul ăsta și nu ești abonat, dă-ți acolo pe butonul de subscribe, pentru că mai am foarte puțin și ajungem la 100.000 de abonați. Dacă vrei să vezi clipuri mai dese cu Euro Truck și City Car Driving, dă acolo pe butonul de subscribe. Haideți să trecem la următoarea mașină. Mașina lui Dorian Popa. Hăți Jonele, hăți Jonele, hăți, hăți. X6M 2013. Este mai vechi, dar te descurcă și noi cu ce putem. Deci cam așa arată X6-le lui Dorian Popa. Bine, viața reală e modelul mai nou, se vede că e un model de 2013, dar totuși are navigație. Bine, la 2013 evident că are navigație, dar arată destul de decent, adică aș conduce așa ceva oricum, cu navigația asta oricum. Oh, oh, oh. Am înțeles. Mașina lui Dorian Popa merge singură, ești nebun? Mamă, cum urcă? 200. Gata, nu mai urcă, aici a obosit. Deci de la 100 la 200 mi se pare. Hai să vedem față de M8-ul ăla. Cred că-l ia. La top speed l-a luat. A, nu știu cât de true e. Oh my god. Nu cred că se compara un X6 cu un M8. Ideea cu mașina lui Dorian Popa am luat-o din comentarii, am văzut că câțiva dintre abonați mi-au zis-o în comentarii și am zis: bă, chiar ar fi o idee bună să testăm mașina lui Dorian Popa. Așa că dacă mai aveți alte idei, să-mi spuneți în comentarii ce mașini vreți să testăm pentru următorul clip și să lăsați un like ca să mai existe un următor clip. Hai să-i dăm, îi băgăm în drive. 3, 2, 1 și... 100. 294. Ai apăsat mai greu, de am observat și eu. 2.94, m-a făcut sub 3 secunde, deci am zis că o să bată M8-ul ăla. Chiar accelerează super, super bine. Încă o dată. 1 și... și... 100. 3 și 13. Ok, bă, deci a scos sub 3 secunde, asta e bine, hai să vedem top speed-ul. Îți, Jonule, bambă, ce te știu, dar nu merge direcția. Îți, Jonule, merge spre mormânt. Opa! Bă. Ciocăniști spre ciocăniști. Bă, vezi că se ține 270. A murit. Nu! Bat, m-am dus, bat. M-a șerpelit, m-am dus. Băi, Jonule, suntem în rai. Băi, Jonule, suntem în rai. Acum că am murit, trecem la următoarea mașină.
Următoarea mașină o să fie un Bugatti Veyron. Deci Bugatti-ul ăsta, crezi că o să bată Bugatti-ul? Bă, teoretic ar trebui să bată Bugatti-ul un X6, practic. Dar la X6-le ăsta posedat care era acum lui Dorian Popa, bine. Dorian Popa nu știu ce model are, adevărat, în ce an nu avea? 2016, 2018, ce an? Chiar nu știu. Oricum are un bornam, mai mișto decât ce era din aurea, era de 2013. Să-mi spuneți în comentarii ce mașină v-a plăcut cel mai mult din acest clip. Dar Bugatti e manuală? Aparent. Eu cred că e doar automată în piața reală, dar hai. Dar stai mă, cred că pot să-l setez. Bam, 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 la interior cum se prezintă. Bine. Bă, Bugatti-ul ăsta ar trebui să rupă acum recordurile, nu știu de voi. Dar ar cam trebui să rupă recordurile. Bă, eu zic că se descurcă, are șanse. Mamă, dar și asta se duce. Tu cum se duce? Hai că n-are 300 deja. Hai că n-aveam 300. Mamă, cum se duce. Bam. Okay. Suntem pe poziție, da, frânele, așa. Hai că nu mai avem nevoie de frâne, ce, dacă accelerează. Așa, 3, 2, 1 și... Suta. A apăsat mai greu. 3, 3, 5, dacă e că a scos un 3, 20. Hai încă o dată. 2, 1 și... Și suta. Bă, am apăsat puțin mai devreme, dar 2, 0, 3. Deci cred că a scos un 2.10. 2.10? Da. 2 secunde? Da. Bă, ești nebun. Păi mă, data trecută nu era 3? Ba da. Cum funcționează asta? Nu știu. Hai să testăm și top speed-ul acum. Îi dăm direct ce să mai spun. Cât crezi că are top speed? Te las să ghicești. 350. Și eu cred că tot la fel. Poate 350, 360, nu știu. Hai, top speed-ul. A doua încercare. Da. N-ai văzut nimic. N-ai văzut nimic. Opa. Ultima încercare de top speed. 300. Ok, ok, we good. Eu zic 360. Da. Ajunge la 400, ești nebun? 400. Nu se mai aude motorul. Deci. Ajunge la 450. 450, 450, 450. 450. What the? Am murit ca lumea de data asta. La 400 la oră, cred că nu mai știi de viață. Doamne, iartă-mă. 450 la oră, bă. Ultima mașină, dar nu cea din urmă, legendara Dacia Papuc. Vreau un rând de aplauze pe cea și să-mi spuneți acum în chat, rapid, în comentarii, puneți pauză acum și spuneți-mi în câte secunde o să facă 0-100. Am văzut că mulți în comentarii m-a certat că nu știu să schimb. Eu nu prea știu exact la câte turații trebuia să schimb și mi-a spus că trebuia să schimb ca să am 0-100 cât mai bun la 6.000 de turații. Așa că o să încerc cu Dacia Papuc să schimb la 6.000 de turații. Vedem cum se descurcă. Cam așa se prezintă Dacia Papuc, probabil o știți. Foarte drăguță. Pune centura, frâna de mână și spuneți în comentarii acum cât credeți că o să facă 0-100. Ba, ajunge la 100, nu? Ajunge. Am murit. Ce-a făcut, mă? Ce? Eu zic să dai 0-100 la vale. Doar așa că... Eu cred că trebuia să dau de la dealul ăla, că acum nu mai apucăm de la dealul ăsta. Da, trecută Loganul ar fi trebuit să scoată un timp mai mic dacă știam eu să schimb. Recunosc, eu nu știu să schimb și nu știu dintre voi, mulți dintre voi m-a șertat că nu știu să schimb. Guys, eu nu am permis în viața reală, adică n-am condus deloc în viața reală. Don't judge me, please. Am doar 16 ani și n-am condus în viața reală. Hai să testăm, Noris, ești gata timerul? Da. Ultima încercare, spuneți în comentarii rapid, cine ghicește o să primească o inimioară, nimeni nu cred că o să ghicească, că nici eu nu știu. 3, 2, 1 și... E clar. 0.50. Mamă, cât are? Până acum 11 secunde. One eternity later. Încă continuăm. Da, 20 și... Hai că imediat e. Dar oare așa e în viața reală? Nici nu știu dacă a fost bine să schimb acolo. Și stop. 3 și 1.
31, mamă, deci care a zis 30 de secunde se pune ca ghicit. Bă, spuneți-mi în comentarii și cei care știți dacă chiar așa e în viața reală. Tu ce crezi, chiar asta face în viața reală? Mega, totuși mai devreme. Nu există, nu merge A5 sau A6. Degeaba scrie acolo că n-are A5. Top speed-ul este de... The next day. 120, deci dacă dă 120, dați un like. Dau de băut. Încă unul, încă unul. Nu, Vale! Făceabă! Stai că acum urmează Vale, stai că urmează Vale. Urmează Vale, hai și, și, poți, 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 acum, face, 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 mai face. Hai, hai. Oh my god! Nu mai crește, salut, vă pup, vă pup, vă pup, ce ai mă frate, nu mai face. E ok, ok, gata, te-am zăpăcit destul. Uite cum arată frate, Dacia Papuc, bă. Nu uitați, guys, să dați acolo pe butonul de like dacă vreți să mai vedeți un al treilea episod din seria de testat mașini. Eu am fost Andrei Alter de Norris, nu uitați să dați acolo pe butonul de subscribe, follow pe Instagram și ne auzim data viitoare. Ciao!